E sigur că mai e șansă. În 2020, atunci pentru socialiști am votat. A, prezent za Igore Dodonu. Eu am votat pentru Maia Sandu și în permanență cât am să fiu, cât ar să mă țin în picioarele, șcârja, am să votez pentru Maia Sandu. Ea este unicul președinte al țărișoarei noastre care ne-a făcut onoarea în lume, care ne-a tras spre Europa. Pentru ea am votat, pentru că n-am văzut alternativă alta. Cum au fost 3 ani de mandat a doamnei Sandu? Eu gândesc cu succes. Cât de cât cu succes, după cum a fost trecutul și prin ce trecem acum, cu succes. E bine? Bun. Pentru mine, doamna e la nivel înalt și conduce bine. E complicată situația și azi și până acum. Dușmani mulți se descurcă, e capabilă, fac și greșeli, dar, cum să vă spun, noastră linia care e luată, decizia care noi știm toți, încadrarea spațiului european, merge bine lucru. Быстрее бы этот год, что остался бы, прошел, и желательно следующий президент, чтобы мог что-то сделать для людей, для государства. Au fost niște ani foarte grei pentru dânsa. A trebuit să întâmpine foarte multe obstacole, foarte multă bârfă. Și eu mă gândesc, cum o femeie atât, un pumn de femeie are atâta curaj și rezistență. Există o deosebire de a administra treburile statului când la cârma lui este o femeie? Știți, și Merkel a fost femeie, și Thatcher a fost femeie. Totul depinde de organizare, de ideile care le ai, cum îți iubești țara, cât de mult îți iubești țara. Eu cred că n-are importanță, femeie sau bărbat, dar sunt și femei puternici. Bărbații sunt mai mult cu chestii de a câștiga, de a măji, de a astea. Femeile poate mai puțin. Așa că. Depinde de talentul ei, depinde de erudiție, depinde de dragoste pentru pământul ăsta. Câte femei avem noi cunoscute, și Indira Gandhi, și Margaret Thatcher, și câte și mai multe femei. Așa că aici nu este nicio discriminare, eu consider. Ce așteptări aveți de la șefa statului în ultimul an de mandat? Mai mult să se întoarcă la popor, cu fața la popor. Mai mult să stea în Moldova decât după hotare. Desigur că ne ajută Europa, dar problemele trebuie aici hotărâte. Să mergem înainte cum a început, să merg cu succes. Asta eu socot că este un pas spre democrație, spre bine, care trebuia făcut de cineva, nu anumit Maia Sandu, de cineva trebuia făcut. Mai trebuie câțiva pași să-i facem până ajungem la ceva bine. Хочу, чтобы она ушла. Я освободила это место. Aștept să ne vede în Europa. Asta aștept. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, ați vota pentru Maia Sandu? Sigur, sigur, sigur. Aș vota pentru Maia Sandu. Eu nu, n-am votat și n-am să votez. Da, numai decât. Numai decât. Ce mesaj ați dori să-i transmiteți? Îți doresc sănătate și succes înainte pentru noi, oamenii. Ничего. Нет желания. Даже если бы я встретился с ней, разговаривать. Шеф статуи, дамна Майя, Майя Григорьевна. Я у адмир, как президенте. Шаман кредери, как акшлига шурма то адли. Да душмани смар. Он до, ну, мада, дай до резк. София санатуация, в первую очередь. А шо ж, се континуи, начало ж ritmul, vă zic, pentru bunăstarea poporului, da? Și pentru cultura statului nostru, pentru profesorii care iesă la pensii, jumătate de secol lucrează și cu ce pensii iesă și multe, multe lucruri sunt aici de rezolvat. Ea una singură nu, până când o să fie susținută, ea singură nu o să rezolve. Aș dori să-i transmit să fie foarte sănătoasă, să aibă rezistență, să știe că mulți dintre oamenii noștri o iubesc și o admiră.